Amazon anunță concedieri masive, e vorba despre 10.000 de angajați. Reducerile de personal ar fi cele mai mari din istoria gigantului și au loc ca urmare a unor mișcări similare ale companiilor de tehnologie, inclusiv Facebook și Twitter. Is uh, uh, take some risk off the table. If you were going to make a, a, a purchase, maybe slow down that purchase a little bit. Keep some dry powder on hand, uh, and 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 wait a bit and see how. Try to reduce some risk in your. In your business or your life. Reducerile de personal de la Amazon vor viza unitatea de dispozitive a gigantului de comerț electronic, cea care se ocupă de asistentul vocal Alexa, divizia de retail, dar și cea de resurse umane. La finalul anului trecut Amazon avea peste 1,6 milioane de angajați, cu normă întreagă și cu jumătate de normă. Iar reducerile ar reprezenta aproximativ 3% din angajații corporației Amazon și mai puțin de 1% din forța sa de muncă globală. Jeff Bezos a avertizat că în opinia sa. Statele Unite ale Americii se află sau se îndreaptă spre o recesiune și că oamenii și corporațiile ar trebui să se pregătească. Săptămâna trecută, Meta Platforms, compania mamă a rețelei Facebook, a declarat că va reduce peste 11.000 de locuri de muncă, adică 13% din forța sa de muncă, pentru a limita costurile. Și Twitter a anunțat că va reduce jumătate din cei 7.500 de angajați ai săi.